Bună dimineața! O zi frumoasă, animată, agitată. Ne gândim, ne răzgândim, ne aducem aminte de niște lucruri care ne-au fost povestite sau recomandate odată și vom ține cont de ele. Iată ce anunțasele pentru cele 12 zodii. Berbec. Mișcări cu banii. Încasați ce faceți plăți, îi mutați dintr-o parte într-alta ca să obțineți un randament superior la economii sau poate că închideți un credit. Bune șanse să obțineți finanțarea de care aveți nevoie personal sau să vă aprobe șeful bugetul solicitat pentru un proiect. Taur. Mici neînțelegeri pot condimenta o relație acum. Important este că totul pare să iasă bine la final sau cel puțin rămâne loc de bună ziua. Posibilă întâlnire cu efect intens în inima lor pentru cei care nu au partener actualmente. Gemeni. Grabă, animație. Posibil să recuperați decalaje sau întârzieri. Oricum, este o perioadă cu eforturi, dar și cu progrese. Ar putea să vi se întoarcă pe neașteptate, la momentul oportun, un ajutor pe care l-ați dat și voi cândva și veți scăpa de presiunea unui termen de predare. Rac. Ar putea să vă lase fără replică pe moment un gest de simpatie care vi se arată. Sau poate că emoțiile sunt cauzate de o întâlnire, de o persoană. Invitație neașteptată la o cafea sau la un prânz, iar voi veți achita consumația data viitoare. Leu. Eliberare sufletească pentru voi în urma unei declarații care vi se face acum sau după ce faceți uitat un incident din trecut. Ar putea apărea acum un client hotărât pentru proprietate pe care doriți să o vinde sau să o închiriați. Fecioară. Ar putea apărea acum elementul cheie care vă lipsea ca să închideți cercul și să găsiți o explicație solidă la o problemă ce v-a preocupat în ultima perioadă. Vă convinge poate prognoza meteo și, bineînțeles, căldura unei invitații ca să faceți pregătiri de drum. Balanță. Posibil să achitați o ultimă tranșă, să scăpați de niște griji, iar mai apoi vă sace niște calcule legate de economii sau de investiții. Sau poate că dați acum avansul pentru un lucru de firmă, de valoare, ce v-ar oferi un plus de prestanță sau de eleganță. Scorpion, un context astral favorabil și o șansă pentru voi. Vi se acordă încredere, acceptă cineva propunerile sau inițiativele voastre, cel puțin până la proba contrarie. Vă mirați poate de atitudinea schimbată față de voi a cuiva care până acum părea mai degrabă a fi concurent. Săgetător. Eforturi suplimentare ca să duceți la bun sfârșit un proiect sau să vă achitați onorabil de o promisiune, o datorie morală. Se adună o grămadă de informații, de lucruri sau de gesturi ale altora pe care încă nu știți cum să le interpretați. Se vor limpezi ele în timp. Capricorn. Și voi sunteți printre beneficiarii conjuncturii astrale din această perioadă. Contacte utile, promisiuni ce se materializează neașteptat de repede. Bune șanse să obțineți un plus salarial în urma unei negocieri, mai ales dacă rezultatele recente sunt de partea voastră. Vărsător. Posibil să luați o decizie importantă referitoare la viața de cuplu. După caz, ar putea fi vorba despre o cerere în căsătorie. Iar veștile bune legate de acest domeniu pe care le faceți cunoscute familiei sau celor apropiați ar avea acum un efect remarcabil. Pești. Un semn de viață. Salutări de la foști colegi sau subalterni aflați acum la distanță de voi. Foarte posibil să primiți o invitație ca să ajungeți într-o altă zonă geografică, într-o vacanță sau cu ocazia unor sărbători, iar acolo să puteți descoperi frumuseți ale naturii, monumente, rarități. Să avem o zi bună!